Bun, dragele mele, bine v-am regăsit. Revin cu partea a doua a tutorialului nostru, partea în care vom realiza aripile, picioarele și ciocul. Eu am o aripă realizată și o lăbuță. Acum, alături de dumneavoastră, voi realiza cea de-a doua aripă, cel de-al doilea picioruș, după care vom realiza și ciocul, le vom ansambla și rățușca noastră va fi gata. Pentru aripă, dacă lucrați cu fir de catifia, facem două ochiuri de lanț. 3, mai exact, ochiuri de lanț de pornire și încă două ochiuri de lanț. În al doilea ochi facem 6 piciorușe scurte. Dacă lucrați cu alt fir, atunci în cercul magic 6 piciorușe scurte. 1. 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea picioruș scurt. La rândul 2 vom înmulți, vom face câte două piciorușe scurte în fiecare ochi de la rândul anterior, la finalul rândului 2 având 12 piciorușe scurte. După care rândurile 3, 4 și inclusiv rândul 5 va fi rânduri simple, rânduri a câte 12 piciorușe scurte. După ce am finalizat de la rândul 3 până la inclusiv la rândul 5, am făcut 3 rânduri simple, rânduri a câte 12 piciorușe scurte. La rândul 6 vom avea 3 grupe, a câte 2 piciorușe simple, o scădere. 1. 2 piciorușe simple, o scădere. Vom avea 3 astfel de grupe. 2 piciorușe simple, o scădere. În aripi nu vom introduce umplutură, aripile vor rămâne așa simple, fără umplutură. Și ultima secvență, 1. 2 piciorușe simple, o scădere. La finalul rândului 6 ne vor rămâne 9 piciorușe scurte. Punem marcatorul în ultimul picioruș. La rândul 7 va fi din nou un rând simplu, un rând cu 9 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și în ochiul cu marcatorul cel de-al nouălea piciorul scurt. Punem marcatorul în ultimul ochi. La rândul 8 vom avea un picioruș simplu, o scădere, 2 piciorușe scurte, o scădere, 2 piciorușe scurte, vom avea 2 astfel de grupe, o scădere, 2 piciorușe scurte, avem 2 astfel de grupe, deci am făcut o scădere, 2 piciorușe scurte, a doua scădere și cele 2 piciorușe scurte. Punem marcatorul în ultimul ochi, la finalul rândului 8 ne rămân 7 piciorușe scurte. La rândul 9 vom avea 3 piciorușe simple, 1, 2, 3 piciorușe simple, o scădere și încă 2 piciorușe scurte până la finalul rândului. La finalul rândului 9 vom avea 6 piciorușe scurte. Punem marcatorul în ultimul ochi. La rândul 10 avem 2 piciorușe simple, 2 piciorușe scurte, o scădere și încă 2 piciorușe scurte. La finalul rândului 10 vom avea 5 piciorușe scurte. Punem marcatorul în ultimul ochi, iar la rândul 11, ultimul rând, vom avea un picioruș scurt,
un picioruș simplu și două scăderi consecutive. La finalul rândului 11 ne vor rămâne exact 3 piciorușe scurte. La fel cum am realizat prima aripă, nu este greu de realizat, așa cum am realizat prima aripă, o vom realiza și pe cea de-a doua. Lăsăm puțin fir ca să o putem coase, să o putem atașa de corp. Așa. Și lăsăm fir, nu foarte, foarte mult, doar cât considerăm că avem nevoie pentru a putea coase aripa noastră de corp. Așa cum v-am spus, eu una o aveam făcută de înainte și astfel avem pregătite cele două aripioare. După ce finalizăm aripile, așa cum vă spuneam, trecem să realizăm lăbuțele. Pentru lăbuțe, v-am spus și în prima parte, folosesc un fir iarn argint de culoare galbenă pentru a nu ieși foarte, foarte mari. Atât îmi ies lăbuțele cu un fir iarn argint și cu o croșetă, lucrez cu o croșetă de 1,75 de milimetri. Pentru labe, pentru picioare, vom realiza 5 piciorușe scurte în cerc magic. Deci facem cercul magic, un ochi de lanț de fixare a cercului magic și în interiorul cercului 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte. Dăm firul pe deasupra cercului magic, strângem bine, bine cercul magic. La rândul 2 vom înmulți. Vom realiza câte două piciorușe scurte în fiecare ochi de la rândul anterior, la finalul rândului 2, având 10 piciorușe scurte. 1, 2. Punem marcatorul în cel de-al 10-lea picioruș scurt. La rândul 3 vom avea un picioruș simplu în mulțire. Vom avea 5 astfel de grupe la finalul rândului 3, având 15 piciorușe scurte. Un picioruș simplu în mulțire. Piciorul simplu, în următorul înmulțim. Așa vom lucra tot acest rând. Cum vă spuneam, la finalul rândului 3 vom avea 15 piciorușe scurte, după care următoarele 3 rânduri, rândul 3, rândul 4, rândul 5, inclusiv rândul 6, vor fi rânduri simple, rândurile câte 15 piciorușe scurte pe fiecare rând. Voi realiza și eu toate aceste rânduri, după care voi reveni cu continuarea. După ce am finalizat rândurile simple, la rândul 7 vom avea 3 secvențe a câte 4 piciorușe simple în mulțire. 2, 3, 4 piciorușe simple în mulțire. Vom realiza 3 astfel de grupe. La finalul rândului 7 vom avea 18 piciorușe scurte. După care rândul 8 va fi un rând simplu, un rând cu rândul 8 va fi un rând simplu, un rând cu 18 piciorușe scurte. Am finalizat rândul 7, punem marcatorul în ultimul ochi și rândul 8 câte un picioruș scurt în fiecare ochi de la rândul anterior. 3, 4. La rândul 9 vom avea 6 grupe, a câte 2 piciorușe simple o înmulțire. 2 piciorușe simple o înmulțire, 6 astfel de grupe, 6 astfel de secvențe. La finalul rândului 9 vom avea 24 de piciorușe scurte. Rândurile 10 și 11 vor fi rânduri simple. Voi realiza și eu aceste rânduri. Voi finaliza rândul 9, voi face rândurile 9 și rândurile 10, după care revin cu continuarea. Mult spor! După ce am realizat cele 11 rânduri simple, la rândul 12 vom uni cele două părți și vom face un rând de piciorușe alunecate. Sau ochiuri alunecate, cum vreți să le numiți.
După care, la rândul 13, vom face partea de degete, partea de la finalul rândului 12 vom avea 12 astfel de ochiuri. După ce am finalizat și rândul 12, la rândul 13 vom avea un picioruș scurt, of, că nu mă lasă să fac. Așa, un picioruș scurt, dăm fir după croșetă și în următorul ochi facem un picioruș dublu redus, dăm din nou fir după croșetă și în următorul ochi vom face două piciorușe duble. Pardon, cel de-al doilea picioruș dublu în același ochi și în următorul ochi facem un picioruș dublu redus. Din nou, picioruș scurt, picioruș dublu redus, în următorul ochi două piciorușe duble, 1 și cel de-al doilea picioruș dublu, picioruș dublu redus în următorul ochi și ultima secvență, picioruș scurt, picioruș dublu redus, două piciorușe duble, 1 și cel de-al doilea picioruș dublu și picioruș dublu redus în ultimul ochi. Facem un ochi de lanț și tăiem fir doar cât să îl putem securiza, doar cât să îl putem prinde, să îl putem ascunde în lucru. Și astfel avem, cum am făcut prima lăbuță, la fel o vom face și pe a doua, astfel avem lăbuțele realizate. Avem aripioarele, avem lăbuțele și acum vom trece să facem ciocul. După ce am finalizat picioarele, vom trece să realizăm ciocul. Ciocul îl vom face pe ochiuri de lanț. Dacă aveți ciocuri de acelea din comerț, comandate de pe Temu sau de pe AliExpress, puteți să folosiți și astfel de ciocuri. Dar atunci ăla trebuie să-l puneți când puneți ochișorii. Vom ridica 11 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ochiuri de lanț. Din al doilea ochi de lanț vom face 9 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piciorușe scurte. În ultimul ochi vom realiza o înmulțire, vom face 2 piciorușe scurte în același ochi. Întoarcem lucru și aici vom realiza câte un picioruș în fiecare ochi de pe cealaltă parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piciorușe scurte și pe această parte, iar chiar în ochiul din vârf vom realiza și aici o înmulțire. La finalul primului rând vom avea 20 de piciorușe, 20 de piciorușe scurte. Începem cu o înmulțire, deci facem o înmulțire în primul ochi. Am realizat înmulțirea 8 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte, câte o înmulțire în următoarele două ochiuri.
Și pe cealaltă parte vom avea 10 piciorușe scurte și în ochiul cu marcatorul vom avea o înmulțire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piciorușe scurte și aici avem o înmulțire. Punem marcatorul în ultimul ochi, la finalul acestui rând. La finalul acestui rând vom avea 26 de ochiuri. De la rândul 3 până la rândul 11 vom avea rânduri simple, rânduri cu câte 26 de ochiuri pe fiecare rând. Voi realiza și eu rândurile 3, 4, 5 și inclusiv rândul 6 vor fi rânduri cu câte 36 de ochiuri, după care va trebui să scădem. Deci, realizăm rândurile 3, 4, 5 și rândul 6, rânduri cu câte 26 de ochiuri pe fiecare rând. După ce am finalizat până inclusiv rândul 6, la rândul 7 vom începe cu o scădere, 8 piciorușe simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe simple, 2 scăderi consecutive, 1 și cea de-a doua scădere consecutivă, 10 piciorușe simple pe cealaltă parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piciorușe simple și din nou o scădere. La finalul rândului 7 vom avea 22 de piciorușe scurte. De la rândul 8 la rândul 11, de la rândul 8 la rândul 12 vom avea rânduri simple, rânduri a câte 22 de piciorușe simple. După ce finalizăm și rândul 12, tăiem fir și vom coase componentele. Vom coase ciocul, lăbuțele și aripile. Voi finaliza și eu ciocul, voi ansambla toate părțile componente ale rației noastre și voi reveni cu finalul. Mult spor! Bun, dragile mele, am finalizat ciocul, am introdus puțină umplutură, l-am cusut între ochi. Frumos, l-am așezat, i-am cusut și aripile. Acum aici la aripile coaseți unde vi se pare dumneavoastră mai convenabil, cu vârful ascuțit înspre sparte. La fel i-am cusut și picioarele, undeva de la rândul unde am finalizat de o parte și de alta. Aici toate acestea în funcție de firul cu care ați lucrat dumneavoastră, puteți să le așezați cel mai bine. Nu am niște rânduri exacte unde le-am cusut, pentru că poate vreți să puneți lăbuțele mai în față, poate vreți să le puneți mai în spate. Eu am pus și o fundiță la gât. Aici fiecare decorează jucăriile cum îi plac și cum îi se pare lui mai convenabil. Dacă v-a plăcut acest tutorial, dați like. Lăsați-mi un comentariu dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu de YouTube, dați un click pe abonează-te, dați click pe clopoțel și eu și veți fi notificați de fiecare dată când voi veni cu o nouă idee, cu un nou model.